Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou car vlog. O să plec, am vrut să mai fac o filmare cu Hero 7-le, dar am uitat carcasa aia pentru Hero 7. N-am ce să vă fac, fraților, trebuie să-mi ieși capul ca să mă uit stânga-dreapta în oglinz. Care e șofer, știi, care nu e șofer, vorbește aiurea. Mă duc să duc materialele care le-am de la Silviu, de la prietenașul meu Silviu, care mi le-a dat. Ce-o mai rămas de pe la... Ce-o schimbat el pe la mașina lui, niște discuri, ce mi-o mai dat pe acolo, să le duc la astea să fac și un bănuț. Nu mi-e rușine să vă spun, nu bag bani în buzunarul nimănui. Fac și un ciubuc, dacă tot am mașina, de ce să nu mă duc să duc? Mai după amiază fac tot un car vlog. Vedeți că e frumos afară, e soare, s-o topi zăpada, e ca lumea. O să mă duc până la aeroport, sus la mini, că să mă întâlnesc cu prietena mea Adriana, să o iau de la aeroport, că a fost în Barcelona. Sper să nu se superi că am spus asta. E o amică de-a mea, deci e o prietenă bună, să spunem, de foarte mulți ani. O cunosc, cred că, din 2010, cam așa. Era Yahoo Messenger, vă dați seama. Deci era Yahoo Messenger-ul, de când o cunosc. Aici am un ceas care l-am luat pentru un coleg de-a meu. Să-l duc după amiază că e la muncă, că eu sunt mâine dimineață. Stai bă, că nu poți să ieși, bă. Sau vrei să parchezi, ce vrei să faci? Nu știu ce vrea să facă ăsta, dar... Vrea să parchezi, vrea să... Nu știu ce vrea să fac. A lăsat-o pe doamna să intri sau domnișoara. Am mașină. Dar ce căldură s-o făcut la, în mașină. Dacă voi vă băgați pe aici, ce să vă fac? Trebuie să-ți strecori ușor, ușor. Uite, unul dă cu spatele, unul dă ca la nebuni în... ca la nebuni prin traficul ăsta. Am mai sunat și geacana asta m-a brâit la cap. Hai, bagă-te dacă te-ai dus. Să așteptăm aici, nu calcăm trecerea de pietoni pentru că... Ce să... Lești trecerea de pieton liberă, să nu calci pe ea. Cred că acum mă încadrez cât de cât. Da, fraților, și asta e. Bă, dar să opresc muzica asta, că mă bagă și imediat la copyright. Vreau să fac, dar las că o să fac, îmi plec încolo la... la spre aeroport, mă duc să spăl și mașina că e prăfuită cu făcut ăștia lucrări la mine în cartier și o prăfuit mașina, e prăfuită, trebuie să o spăl. Mă duc să duc, am vreo 40 de kilograme, 50 de fierătani din astea ce-au rămas. Trebuie să mă duc, o nu o să mai fie volanul ăsta așa, fraților, o să mă duc să fac mașina, o să fac și rugina, dar nu mai aveți răbdare să treacă Paștele și după aia mă descurc, dacă te mișcai mai repede, mai era ceva, dacă te mișcai.
Auzi, poliția e pe aici, că s-aud. Ori ambulanță, ori s-auza pe aici un zgomot din ala de... A, nu, e ambulanță. Uitați-vă acolo. Da, fraților, și asta e. Vreau să vă arăt cum se uită lumea ciudat la mine și zice, cu geahănul ăla, cu camera pe... E, vreau să mă duc să fac un experiment, da? Mai am și o treburi pe acasă, de acum vin sărbătorile, vine Paștele, săptămâna mare. De seară e slujbă la biserică, e vecernia, lunea, din lunea mare. Da, ce să facem? Majoritatea au treburile lor, grijile lor. Adesea uităm de Dumnezeu, când ne-a creat și ne-a lăsat pe pământul ăsta. Doar bunurile materiale ne interesează, să avem bani, să avem mâncare, să avem băutură, mașini scumpe, cam asta ne interesează, da? Altceva? O, ce gaură e aici, mama mea, trebuie să mergi pe 7 benzi. Tare rău e cu traficul ăsta, adică nu cu traficul, că lasă mașini parcate, aiurea pe partea dreaptă, ar trebui să mai scad din ele. Auzi ce se izbesc. Sper să fie deschis acolo, oricum e luni azi. Că am mai fost și am avut surprize că nu au avut bani să dei ăștia. Dar fierătanii au cu tonile. A, fraților, de ce să nu fac și eu un ciubuc? Nu mi-e rușine ceea ce fac. Mai ales că am trăit pe lângă fabrica Ledea și m-am învățat prin toate vaselinele, prin toate piesăraiele de tractor, de locomotivă, de... M-a învățat cineva, bă, dar tu știi că poți să faci bani din astea? Eu nu credeam că poți să faci bani. Dar înainte nu puteam să duc eu, trebuia să mă duc cu taică-meu, că n-aveam buletin. Trebuie să ai 18 ani să duci sau să ai buletin, că altfel nu te lasă să... Poți să ai 14 ani, dacă ai buletin poți să duci materiale, da? Acum o să zic că lumea, bă, da, ești gypsy. Nu-s, frate, dar fiecare se descurcă. Eu am văzut unul, cred că a avut caloriferele din casă și-o fi schimbat și-o pus centrală și era cu tita mai jipanul BMW, Audi, nu știu ce era, un jipan, le-a dus la fier vechi, frate, cu tita mai jipanul, vă dați seama. Vă dați seama ce... Deci nu e o rușine asta, să faci un ban nu e o rușine. E o rușine atunci când furi, când dai în cap, când stai la cerșit, ai mâini, ai picioare, muncești, frate, du-te și fă. Într-adevăr, la noi e foarte greu în România, cu salariile, cu salariile astea mici. Dar dăm înainte ce să faci. Termin până la 4, abia e 13 și 19 minute, e timp. A zis că tot am un card mic, l-am cumpărat ca să pun aici și ăsta să-l lăs de muzică de vlog, să pun muzică de vlog, dar n-am mai avut timp să mă ocup, dar o să fac eu ca să am și muzică de vlog în mașină în caz de asta, cum îi spune, să n-am muzică de asta comercială, în caz de mai fac un car vlog, mai fac o plimbare cu mașina, poate eu să mai mă duc pentru excursii, dar acum trebuie să bag vreo 1000 și ceva de lei ca să fac rugina asta, că am o leacă de rugină la mașină. După aia în mai îmi expiră ITP-ul, trebuie să fac ITP-ul. Cam în iunie, iulie, încolo, august, dacă fac și-o vreo excursie, m-aș duce la cheile Bicazului cumva, o să văd eu, o să văd, nu promit, nu știu. Viitorul n-ai de unde să-l știi. Omul nu promite, omul spune, bă, m-aș duce acolo, m-aș duce acolo, m-aș duce pe acolo. Dar n-ai când, nu știi când ce-ți rezervă viitorul.
N-ai ce, nu poți să știi ce-i mâine, da, păi. După aia o să revin cu... O să revin cu asta, cu cum se cheamă... Ăsta e pe avarie, nu știu ce are. Hai să-l depășim. Normal, nu prea ai voie să depășești aici, dar nu știu ce merge la pe avarie, nu știu ce are. Nu mai are benzină, nu mai are gaz. Sper să nu fie aglomerat aici. Nu vreau să stau mult, dar o să vedem acum. O să mă duc direct la cântarul mic, că n-am așa multe de... Ia vă, că o închis poartă, nu știu care e treaba. Haideți că ne vedem la un nou vlog, pa, pa. Salutare, salutare și bine m-am regăsit la un nou car vlog. De fapt era continuarea de pe Hero 10. Acum o să merg la spre aeroport, acolo la mine la muncă. Să luăm pe prietena noastră, a mea, Adriana. Să uită lumea ciudat, zice, uite, ăla vorbește singur. Mi-a scria cineva în bar aici, partea dreaptă, băi, dar n-au grijă deloc, băi, frate. Bine că n-am o mașină scumpă. Nici nu se merită să ai mașină scumpă în România. Ți-o faci de locomanda, ți-o faci. Moare gibelan dacă te minte. Uite ce frumos toarnă băieți asfalt. Bă, sper să vedeți bine, nu știu cum. Nu știu cum să... Bă, dar mi-a dat din ala și pe trapă, bă, frate, mi-a dat. Mi-a dat cu maglavaiz din ala și pe trapă mi-a dat sus. Din ăsta negru, că nu... N-au grijă deloc, bă, frate. Dacă aveai mașină de 20.000 de euro, cred că îi băteai. Da, sincer. Îi băteai, nu alta. Bă, dar n-au grijă un pic, bă, frate. Jantele mi le-au mânjat de smoală din aia. Smoala asta se ia greu. N-au nimic. N-ai ce să faci cu ei. Hai că după Paște o să rezolv treaba și cu volanul, să fac și un pic ce mai am rugină, ce mai am pe la mașină de făcut. Rest, partea mecanică e bună, a rămas volanul strâmb pentru că o pus greșit. Dacă bloca volanul pe blocator, adică scotea cheia din contact și rămânea drept, nu rămânea așa, da? Na, ce să faci, asta e viața. N-ai ce să faci, n-ai încotro. La 4:30 vine avionul, 4, dar durează. 4:30, la 5:50. A, nici nu semnalizez, mânca mei. Așa, ceri scuze. Mă gândeam că nu știu ceri scuze, că s-o băga prea deodată. Nu știu cum o să filmeze Hero 7-le acolo, nu știu cum filmează Hero 7-le. Hai să dăm prioritate. Ia uitați ce domnișoare frumoasă, așa subțirică, ca o păsărică. Bagă o leacă de asfalt și aici, în capătul străzii. Mamă, mamă. Ce e aici? Am spălat și eu un pic mașinuța, că era dezastru. De. Bă, sper să vedeți bine pe... Păcat că nu-i trapa mai mare, că puneam camera mai în spate și filma mai fain.
Da, vreau să găsesc o modalitate să-i pun o curea ceva aici pe tetrieră, s-o să văd eu cum o să fac, o să fac eu ceva. Și să când filmez să vadă așa și cum conduc, să vadă și... Eu mai fac teste din astea, să văd cum filmează camera pe trapă, pot să o pun și pe, pe portier acolo în partea aia la altă. Până vă mișcați voi. O să merg acum și pe la GPL să alimentez. Hai, Doamne, nu te mai uita. Nu mă grăbesc, că n-am de ce să mă grăbesc. Să-i dau și lui colegul meu ceasul. Deocamdată mai țin mașinuța asta, adică bineînțeles că o mai țin, că e bună. Am un 8 motor, benzină, 125 de cai puterii. M-am obișnuit cu ea. Doar că na, la un moment dat o să mai... Toate mașinile sunt vechesc, așa că n-ai ce să faci. Bag din 50 de lei gaz, ăștia-i lăs să mănâncă o șaurma la Hâț Residence, la Hâț, nu, la șaurma aia, Băneasa. Au șaurma de post, e foarte bună, cu falafel. Falafel, eu îi zic fără fel. Glumesc, nu-i falafel. E un fel de... din asta, de soia. Chiftea din soia făcută bună. Oricum am timp că-i de vreme. Până vine avionul, mai e. Vine pe la și jumate. M-am uitat pe... flight radar. S-o strica și podul ăsta, iau ce pe aici. Dang, dang, bang, bang, zang, zang. Rupi mașina în două, la cât e, la cât îți scumpi asigurările și rovinieta și chestiile astea nu o repară, ăștia nu fac. Dăm a doua, dăm a doua, dăm a patra, dăm a cincea. Dacă ai dat a cincea, ai rupt motorul. Îți dai seama că l-ai rupt. Hai că m-am încadrat bine. Și pe aici asfaltează, mai sapă, mai face ce mai dregi. Cu spărturile astea, care le fac ei, o nebunit oraș. Hai, bă, nu te-ai băgat, ce să-ți fac? Dacă aveam Mercedes-ul tău, eram la ura acum, deja a ajuns. Pregătim asta din alamă, de pus gazul. Să o montez acolo la... În spate are o șmecherie, și aici veni instrumentul ăla care îi bagă pompa, cum s-ar spune, cum se cheamă. Eu am și GPL pe ea pus. O pus prietenașul meu, adică nu a luat-o. Avea GPL, adică așa am cumpărat-o.
ca să nu mai stau acolo la, la rând. Lăsăm camera așa să vadă ce e. Oricum nu se vede că în spate GPL-ul, așa că n-aveți ce să vedeți. Revin imediat. Da, fraților, ne ducem acum înapoi spre aeroport. O luăm pe acolo pe scurtătură. N-am mai pus telefonul în ăla. O făcut așa că o trecut direct pe gaz când, că e, oricum e cald motorul. Ca să știți ce face. Oricum schimb și filtrul la gaz, adică o să schimb și uleiul mai încolo, mai pe la varcă. Oricum am de... Mulți vor să meargă pe gratis cu mașina. Hai du-mă și pe mine acolo, hai du-mă și pe mine acolo. Dar ei nu gândesc, adică ei nu știe că e o cheltuială la mașină, nu că nu duc. Nu că nu duc cu mașina, bă, vă ajut. Mă refer la alți prietenași de-a mei, nu toți sunt la fel. Sunt care mi-au plătit, bă, hai, du-mă acolo, îți plătesc. Deci, acum nu fac afaceri cu mașina, da? De exemplu, bă, dacă merg într-o excursie, a, dar ce? Pun 50 de lei la mașină, du-te, frate, cu trenul, hai, vâjul. Bă, dar e prea mult, el vrea să meargă în excursie cu 20 de lei. Nu se face așa, fraților. Bă, mergi într-o excursie și eu, dacă mă duc cu un prietenaș în excursie și îmi spune, bă, 1 milion te costă. Stai, bă, că e scump. Dar omul cheltuie, nu? Oboseala lui, condusul, cât și mai cât, uzura mașinii, ulei schimbat, alea. Dar n-ar pun la cheltuială să pună bani cu mine, da? Odată ce... Da, mergi și tu cu viteză, bă, pe drumurile astea. Odată ce vrei să mergi cu... La unde mă bagi, mă, în copac? Hă? Dar ce așa aglomera pe aici, frate? Ce vin atâtea mașini pe aici? Ia să aprind șofarurile să mă vadă tot chiorul. Mai aleacă și intri în mașina mea. Dar nu știu ce s-a întâmplat pe aici, că bă, că e circulație, că pe aici nu prea era circulație, adică noi avem prioritate aici.
sens unic. Băi, lăsați-o mai ușor pe aici cu viteza asta a voastră printre blocuri. Vrea Formula 1, îi dau Formula 1, nu-i problemă. Da, și mulți prietenași, a, dar eu nu vreau cu mașina, vreau să mă duc cu trenul, că e mai ieftin. Băi, te duci cu trenul, dar cu trenul nu poți să te oprești la magazinul ăla să-ți iei o cafea, un suc, să faci o pauză, să admiri un peisaj. În primul rând, când te duci într-o excursie, nu te duci fuga cu gata răbi de fug, cu mașina. Nu te duci repede, fuga cu... cu mașina, cu un tren. Într-adevăr, e frumos, m-aș duce odată cu trenul, cred că o să mă duc și eu la Iași cu prietenașul ăsta meu, că el a mai fost. Și să mă duc cu el până la Iași cu trenul, să văd și eu cum e. Dar eu dacă am mașină, îmi bag de 100-150 de lei gaz, mai pun de 150 lei benzină să am acolo de rezervă, în caz poate se întâmplă ceva cu gazul, nu funcționează, nu e bun, nu știu să dau explicații. Să ai acolo o rezervă, nu te duci să faci pana prostului pe drum. Și bineînțeles, când te duci într-o excursie, te duci cu niște bani la tine în buzunar, nu te duci cu 3 lei. Băi, mă duc cu 3 lei. Oh, ce e aici? Am crezut că s-a închis camera. Îi foială pe aici că în 10 minute aterizează avionul. Văd că e foială pe aici. Da, fraților, și asta e. Haideți că am intrat aici în aeroport și revin după ce vine prietena mea, da? V-am pupat, pa, pa!